Salutare și bine v-am găsit pe TVU.ro. Vești bune pentru posesorii de telefoane mobile Apple. Un producător de memorie externe cu sediul în America a dezvoltat special pentru ei un stick de memorie ce extinde cu mult memoria smartphone-ului, scăpând utilizatorul de nevoia de a achiziționa o variantă de iPhone cu o cantitate de memorie cât mai mare și, prin urmare, cu mult mai scump. Întâmplarea face să fi pus mâna pe unul și să vă putem spune câte ceva despre el. Leaf este o companie americană ce produce în general memorii externe și singura care a dezvoltat oficial și în colaborare direct cu Apple stick-ul de memorie pentru iPhone or iPad denumit Leaf iBridge, care, după cum îmi aud urechile, și-a făcut apariția de curând și pe piața românească, reprezentanții acestui brand trimițându-ne un sample al acestui stick de memorie pentru review, acompaniat de sigur de variantă pentru Android și cea normală cu port USB simplu, dar nici aceea nu este chiar foarte obișnuită, o să vedeți. Dar să începem cu începutul, adică starul acestui clip, memoria externă iBridge, ce poate fi achiziționată în diverse variante, de la 16 până la 256 de GB, și ai săi doi conectori, unul Lightning și al doilea USB 2.0, folosit la transferul de fișiere pe și dinspre iBridge. Fișierele pot fi copiate pe telefon folosind aplicația dedicată Free și stick-ul de memorie atașat la iPhone sau iPad, iar conectorul USB 2.0 al acestuia permite transferarea fișierilor de pe un PC sau Mac compatibil, făcând astfel download-ul sau upload-ul de fișiere foarte ușor și rapid, fără nevoia de a apela la rețele wireless și metode ceva mai complicate. Dat fiind designul neobișnuit al stick-ului, m-aș fi așteptat la un confort slab în timpul utilizării, însă odată ce este conectat la telefon, de exemplu, partea din spate mai groasă a stick-ului cade la fix în podul palmei, neinfluențând în mod negativ manevrabilitatea telefonului. Aplicația ce acompaniază iBridge-ul, acest stick USB inteligent, este foarte intuitivă și se integrează foarte bine, ceea ce înseamnă experiența iOS, permițând și redarea direct de pe stick-ul de memorie a fișierelor multimedia, făcând astfel mai ușoară viața unui utilizator de iPhone, pentru că, utilizând acest micuț dar deștept dispozitiv, memoria smartphone-ului este eliberată în mare măsură, lăsând loc lucrurilor cu adevărat importante, adică aplicații, selfie-uri și filmulețe cu prietenii. Restul de fișiere pot să stea pur și simplu pe stick și să fie accesate doar la nevoie. Al doilea sample de stick USB, specializat din partea Leaf, este cel dedicat dispozitivelor pe Android și, deși lipsește aplicația specială precum și forma curbată, funcția sa de bază este aceeași, aceea de a se comporta ca și un hard disk extern sau ca o memorie ajutătoare, de această dată într-o formă mai compactă și mai prietenoasă, dedicată telefonelor cu sisteme de operare Android. Modul de utilizare este simplu și, odată scos din cutie, Leaf Bridge 3.0, acesta fiind denumirea oficială a acestei variante, poate deveni cu o simplă apăsare de buton un stick USB cu conector micro, nu mai bun atașat smartphone-ului, iar pe partea opusă, Leaf iBridge 3.0 este un stick USB normal ce poate fi utilizat inclusiv ca boot drive sau orice altă destinație ați putea să îi oferiți. Al treilea, ultimul, dar nu cel de pe urmă, este un stick normal din punct de vedere al formei, care are însă o proprietate interesantă și o să vedeți de ce zic asta imediat după ce îi spun numele, care este Magnet 3.0. Este un stick USB metalic foarte frumos finisat și de mici dimensiuni, cu viteze medii de transfer, dar cu o rezistență la șoc foarte bună, care se lipește magnetic, desigur, de orice suprafață metalică, desigur, pe care este așezat. O modalitate, dacă vreți, neobișnuită de a securiza și a păstra aproape datele stocate pe el. Se lipește foarte bine chiar și pe frigider, acolo unde am de gând, de exemplu, să-l stochez pe al meu, ca și stick USB de backup ce poate fi împărțit între toți membrii familiei. Cele trei stick-uri Leaf din clipul de astăzi sunt extrem de bine realizate, atât din punct de vedere al construcției, cât și al funcțiilor pe care ar trebui să le îndeplinească, iar dacă vă doriți ceva aparte, fie pentru telefon sau tabletă, atât iOS cât și Android sau frigider, după cum spuneam mai devreme, nu vă sfiți să le adăugați pe lista de posibilități. Cele trei stick-uri din acest clip intră în acest moment în dotarea techview.ro, așa că o să le vedeți și cu alte ocazii, iar dacă aveți între timp întrebări despre ele, vă rog să mi le puneți în secțiunea de comentarii de pe site, acolo unde răspund cel mai repede. Vă mulțumesc că faceți parte din familia techview.ro și ne revedem în curând într-un nou episod ce are ca subiect o placă video mai mult decât interesantă. Toate cele bune!